Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube și în micul meu studio de artă. Eu sunt Magda și astăzi o să vă arăt cât de prolific am fost eu ieri, spre marea mea surprindere. Acesta este desenul pe care l-am început cu Xiao Qiji, ursulețul de la Smithsonian Zoo. Încă nu sunt sigură de părțile acestea, mi se par puțin cam prea rupte, așa, nu știu cum să zic. Dar o să văd astăzi, vreau să continui, să termin și ursulețul și să văd ce fac cu zonele acestea. Și astăzi, chiar dacă este septembrie, o să mă apuc de primele felicitări de Crăciun. Deja le-am schițat. Și o să încep să le pictez astăzi. Videoclipurile cu picturile, cu pictarea lor, o să fie numai în decembrie, chiar dacă o să fiu numai eu. Că astăzi este foarte cald comparativ cu ieri. O diferență ca de la cer la pământ și vreau să vă povestesc ceva despre lăstuni. Ieri, aseară, am urmărit când au venit cei din curbul mai îndepărtat, au venit amândoi adulții, iar în cuibul de lângă mine a venit numai puiul care nu vrea să se desprindă de părinți. Deci părerea mea e că atunci când au chirăit pe la 1 noaptea, a venit puiul în cuib și adulții au plecat. Astăzi sunt curioasă, aseară a rămas doar puiul și de dimineață își chema părinții. Nu știu de ce, că oricum nu mai depinde de ei, dar sunt curioasă să văd în seara asta ce se va întâmpla. Oricum, acum o să mă apuc de lucru, să termin desenul și o să încep și una din aceste felicitări, așa că să-i dăm bice.
Am terminat lucrarea, în sfârșit, și sunt foarte încântată. Mă bucur că am adăugat aceste frunzulițe puțin mai apropiate. Eu zic că fac o țură diferența. Dar sunt foarte mulțumită de cum a ieșit. Aceasta este poza de referință făcută de DC Zoowox. Am lucrat cam 2 zile pline, într-o zi 8 ore și într-una 6 ore, destul de mult pentru mine, dar m-am hotărât că vreau să termin lucrarea cât de repede pot pentru a începe alta și pentru a face și felicitările de Crăciun, la care încă nu am lucrat, dar nu este timpul pierdut. Bună! Astăzi este a doua zi de când am început să fac felicitările pentru Crăciun și acesta este stadium. Nu mai am chiar foarte mult la ele decât să pun umbrele și să fac ursuleții. Și ieri am mai început să desenez încă vreo 3 felicitări cu panda, deci în total vor fi 6. Și 2 cu una cu lăstuni, pentru că tot am lăstunii. Și vreau să mai fac una cu pinguini. Când o să le termin pe toate, o să vi le arăt exact cum arată schițate. Dar sunt foarte încântată și foarte mulțumită. E primul an când încep atât de devreme cu felicitările și sper să le și termin la timp, adică la 1 noiembrie să le pot pune pe site. Acum, diseară, o să merg la operă, pentru că prietena mea m-a invitat. Deci, o să ne aranjăm frumos, așa că nu o să am foarte mult timp la dispoziție să termin felicitările și o să intru direct să pictez, sper să termin astăzi, și să ne apucăm de treabă. Și o să văd dacă reușesc să filmez și câteva cadre de la operă. Sunt foarte încântată. Nu arată prea bine pentru mersul la operă, dar să sperăm că se va limpezi până una alta. Sper să se facă frumos. În sfârșit, am reușit să termin. Acestea sunt felicitările. O să le pun pe carton mâine, pentru că acum trebuie să mă pregătesc de mersul la operă. Și aceasta stă cu Tien Tien și cadouri de la fiecare din copilașii lui. Mâine o să le lipesc, cum am zis, pe carton și o să le fac felicitări și o să mă apuc și de celelalte. Așa că să ne pregătim pentru operă. Pregătită pentru operă. Să sperăm că va fi ok, pentru că vremea este frumoasă afară, așa că să mergem. Thank you.
Hello everybody, astăzi e o nouă zi de muncă, tot de la 2:30 cred că este ceasul, așa că zilele mele de muncă încep mai târziu. Și am început ieri două lucrări, m-am gândit să lucrez la două în paralel, sper să le și termin azi mâine. Sunt cu Panda, bineînțeles, Mei Shang și Tien Tien și aceasta este cu Ciji pentru carte. Amândouă sunt de la Smithsonian National Zoo și o să vă arăt lucrările, cum le-am început. Acesta este cu cei doi panda, Mei Shang și Tien Tien, și acesta cu Ciji. Sper să și puteți vedea că lumina e cam ciudată. Și la aceasta mă gândeam să fac aici ca un fel de colaj cu pui aici deasupra, dar nu știu dacă, cred că hârtia este prea mică pentru ceea ce am eu în cap și nu știu exact dacă va fi chiar ok. O să caut niște poze să văd dacă reușesc să inserez aici niște imagini cu cei patru pui, dar o să vedem. Oricum o să continui lucrul la ele și dacă îmi place cum iese lucrarea așa, o să o las așa. Dacă nu, mai încercăm și altceva. Deci să ne apucăm de lucru. Thank you.
să vă arăt stadiul lucrărilor. Nu am reușit eu să fac chiar foarte mult, numai 3 ore am lucrat astăzi. Acesta este Kumei și Tian Tian. Încă mai este mult de lucru la el. Mai am și la urși de lucrat, și la copac, și la partea asta de iarbă. Nu știu exact când va fi gata. Acesta este Ciji. Acesta este stadiul lui. Și acesta este poza. Dar și aici mai am mult de lucru. Vedem că vreau să lucrez la mai multe odată. Curioasă să văd cum este să lucrez la mai multe odată. Eu de obicei lucrez numai la una. Și am mai început această lucrare cu Ciji și cu Dovleacu în spiritul toamnei. Și acesta este stadiul. Încă mai e de lucru și la Dovleac și la urs și peste tot. Dar vreau să vă împărtășesc ceva. În atelier am senzația aceea de a lucra cât de mult pot. Așa că pentru mine este un spațiu extraordinar pentru a scoate tot cheful acela de lucru, de pictură. Deci o să ne vedem mâine, pentru că acum este deja 6 și mai am încă de lucru la editarea de video, ceea ce veți vedea săptămâna asta, sper. Așa că pe mâine! Salutare într-o nouă zi de lucru. Am intrat la Mandarin. Nu prea e bine să intru pe magazine. Așa că am găsit ațe din acestea pe care vreau să le folosesc la proiectul acela cu punch needle. Acestea au fost 3 lei. Și mi s-au părut chiar foarte ieftine, ținând cont că sunt 3 culori și gemul e destul de mare. Acestea, tot 3 lei, acestea sunt verde, gri și albastru. Și acesta, două culori de mov și un roz. Ce ciudat vede telefonul, cam așa. Și toate au fost 3 lei, inclusiv acesta. Acesta este un fel de macrame, cred, de un crem. Sunt curioasă cum va lucra. Și am mai luat acest suport, care vine așa, cum arată pe spate. Vroiam să-l pun tot în atelier, dar după mai multe încercări m-am decis că nu am spațiu aici unde să mai pun, pentru că după aia devine prea aglomerat și așa e destul de aglomerat. Așa că acesta va merge în baie. Și cam acesta a fost tot haul-ul. Eu zic că ajunge, câte cumpărături am făcut. Acesta a fost 15 lei, tot de la Mandarin. Și vreau să vă arăt lucrarea aceea. Nu știu cât se vede pe cameră. Am mai făcut împreună cu Lavinia niște norișori așa și am încercat să-i stompăm cât de cât, să nu mai sară prea mult în ochii acele pete. Pentru învățat. Așa că nu e lucrarea pierdută. Dar de acum încolo țineți minte și eu, când facem în pastel, să avem cel mai bun spray pentru pastelul. Cam atâta. Eu o să mă apuc de lucrat. Am, după cum v-am amintit, 3 lucrări de terminat. Și sper să termin măcar una.
astăzi. E deja 3 pentru că a fost foarte frig afară și foarte înnorat, a și plouat. Și în atelier deja, cum scade temperatura, este foarte, foarte, foarte frig. Așa că o să-i dau bice la lucrat. După cum știți, am fost la operă, invitată de prietena mea, Ruxandra. Ea a mers în calitate de ziaristă acolo. Și opera s-a numit Don Giovanni, a avut loc la Sala Thalia în Sibiu. A cântat Filarmonica din Sibiu. Personajele sunt interpretate de cântăreți de operă din Cluj și a fost chiar foarte frumos. Don Giovanni este un libret scris de Wolfgang Amadeus Mozart și arată câteva episoade din viața unui Don Juan numit Don Giovanni. Eu chiar vă sfătuiesc să mergeți dacă vedeți această operă pe la voi prin oraș. După mine a fost foarte interesant, chiar foarte frumos. Mi-a fost dor să merg la operă. N-am mai fost la operă de când eram studentă în București. Deci, un lucru foarte interesant de făcut într-o duminică seara. Eu o să vă inserez și câteva imagini. Nu știu dacă o să las sonorul la unele din ele, de teamă să nu îmi cenzureze YouTube-ul videoclipul, că mi s-a mai întâmplat. Dar o să văd acolo unde nu este muzică, dacă pot să las sunetul să meargă puțin. Însă sper să vă placă imaginile și să vă inspire să mergeți la această operă dacă o vedeți pe la voi. Așa că mulțumesc, Ruxi! Marca mea preferată de ceai. Am făcut o cană cu ceai pentru că este foarte, foarte, foarte frig. Este cana de la Pairi Daiza, pe care o iubesc foarte mult. Așa că o să ne încălzim și continuăm lucrarea. Suntem în acest stadiu. Încă mai am puțin de lucru și o să folosesc acrilicul pentru a da mai multă culoare albă ursulețului și pentru a face părțile de lumină. Salutare tuturor! În atelierul meu este foarte frig, sunt 13 grade, așa că o să mă mut cu pictatul în casă, în locul pe care mi l-am amenajat pentru pictură. Mult spus amenajat, practic masa este oricum liberă. Dar sunt în atelier pentru că vreau să dau cu verniș pe această copertă de jurnal și vreau să vă arăt vernișul pe care l-am. Este de la Maimeri. Sper că se vede acum. Este pe bază de apă și poate fi folosit atât la acrilice cât și la picturi în ulei. Eu l-am mai folosit pe niște genți din textile pe care am pictat cu ulei și am dat cu el peste și să știți că este foarte bun. Acum nu l-am mai folosit de mult, sper să fie în condiții bune. Nu știu, o să vedem.
Și o să aplic peste această copertă pentru ca să fie bine păstrate culorile, chiar dacă folosim jurnalul pe o perioadă mai îndelungată de timp. Așa că o să mă apuc, pentru că nu vreau să stau foarte mult în frig. După cum știți, m-am apucat de lucrarea aceasta cu Mei Shang și Tian Tian. Ăsta este stadiul și nu știu dacă chiar îmi place sau mai trebuie să-i fac ceva. Inițial am vrut să pun aici desene cu fețele puilor lor, dar lucrarea este destul de mică, este pe A4 și atunci ar fi foarte aglomerat în colțul acesta. Totuși simt că îi mai trebuie ceva și cred că o să-i mai fac niște frunze de bambus și eventual și pe aici. O să văd cam cum o să arate în primul rând după ce pun frunzele de bambus, dar clar fețele puilor a căzut ideea. Deci o să mă apuc să mai continui la bambus și să văd ce îi mai fac. Lucrarea o puteți găsi pe site-ul meu, o să vă las link-ul în descriere și dacă v-a plăcut acest video, dați un like, lăsați un comentariu și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!